Mă bucur că putem să continuăm studiul început în Cartea Apocalipsa. Am văzut că această carte se poate interpreta doar corect dacă punem la bază altruismul care iese din legea lui Dumnezeu. Biblia spune că împlinirea legii este dragostea și dragostea nu-și caută folosul ei. De aceea această carte a fost scrisă pentru ca Hristos să fie revelat întregului pământ prin copiii săi. Începând cu cei 12 apostoli, până la venirea lui Hristos, această lucrare trebuie împlinită. Scopul final este lumină pentru întreaga lume. Organul executiv este Biserica lui Dumnezeu, ucenicii lui Hristos, resurse necesare. Am văzut, Iisus Hristos este resursa, el le are pe toate ca acest scop să fie împlinit, El are mijloace și mijloacele toate vin de la Tatăl, care este dragostea și dreptatea. Astăzi vrem să intrăm, să vedem o privire de ansamblu asupra lucrării pe acest pământ. Evident că Dumnezeu a căutat să ajungă, să mântuiască, să recupereze acest pământ. Și avem Vem timpul aici și avem un timp înainte de Hristos și acest timp înainte de Hristos nu îl considerăm. Vedem prima venire a lui Hristos, vedem a doua venire a lui Hristos care este anunțat aici că va veni și știm că va veni și a treia venire a lui Hristos pe pământ. Iisus Hristos când a venit pe pământ în anul 31 a murit pe cruce și el înainte deja a chemat pe cei 12 apostoli care alcătuiau Biserica lui Dumnezeu. Și această biserică are scopul restaurarea poporului, aducerea luminii dragostei lui Dumnezeu la orice om, la orice popor, la orice ființă care are moralitate pe acest pământ. După aceea, când va veni Hristos, urmează mileniul și după mileniul, Urmează judecata finală și distrugerea răului și a celor care au rămas lipit de el. Acum, întrebarea se pune: are Dumnezeu șapte biserici sau numai una? Evident că El are doar o biserică și această biserică, însă, este descrisă în șapte etape prin care ea trece și. Aceste etape sunt uh, etapele în timp pentru ca să avem o idee de ce așa s-au întâmplat lucrurile. Pentru că Ioan le vede pe dinainte aceste etape. Și prima biserică este cea din Efes care se încheie în anul 100, se încheie când apostolii își... Depun viața ca o mărturie, ca, o, ca, ca niște martiri. Aceasta este prima, prima biserică cu prima, uh, uh, cum să zic, începutul lucrării ei. Și acum vine a doua parte, o a doua parte a lucrării bisericii, care este numită Smirna, iar și durează anul 100 până la 313. Pergamon urmează până la 538, Iatira urmează până la 517, Sardis până la 1833, Filadelfia până la 1844, iar Laodiceea până la timpul sfârșitului, până la a doua venire a lui Hristos. Iată, aceasta este Biserica lui Dumnezeu în cele șapte etape, am putea spune în cele șapte perioade, dar și într-o situație care o vom vedea pas cu pas descrisă. Deci, e vorba în aceste șapte scrisori care le citim de la versetul 1 din capitolul 2 din Apocalips, se, e vorba de starea spirituală a bisericii lui. Dar am înțeles și cred că cu toții știm că biserica n-a fost chemată să, fie, să aibă scop pentru sine, după altruism, biserica a fost chemată la lucru. Și haideți să vedem ce frumos se vede aceasta prin ceea ce o să citim. Îngerul bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta. Deci, dacă ești chemat la lucru, evident că trebuie să te ostenești și răbdarea ta și că nu pot suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Iată, ăștia au fost apostolii. Îi găsim în momentul când se revarsă Duhul Sfânt, când Iisus Hristos, vom vedea în ora viitoare, intră și este în coronat sau întronat în sala de. de putem să o numim judecată, dar în sala de conducere a Universului, el dă Duhul Sfânt. Și de atunci vedem că această biserică, apostolii, lucrează osteneală până la epuizare. Ei au lucrat neîncetat. Pentru că au fost chemați. La lucru. Și Pavel este un exemplu măreț al acestui, a, a unui om, al unui reprezentant, al acestei prime a, perioade a bisericii. Știi că, știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Deci undeva ei au devenit pentru sine. Dragostea nu-și caută folosul ei. Și când îți pierzi dragostea, înseamnă că tu devii centrul. Aduți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te păcăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că ai urât faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine au rechi să asculte ce zice Bisericul Duhul, celui ce va birui, îi voi da să, să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Iată că este clar că îl găsim pe Iisus Hristos în sala lui de lucru, în templu, pentru că Dumnezeu lucrează și Hristos lucrează și tot ce trebuie făcut, și scopul tuturor lucrurilor, dacă trebuie să facă ceva din dragoste, este lucrarea. Și Isus Hristos din camera lui de lucru își instruiește Biserica de pe pământ prin Îngerul care le trimite să îi conducă. Isus face foarte clar: Voi sunteți angajații mei și trebuie să conlucrăm pentru a aduce lumea la restaurare, să lumineze slava lui Dumnezeu pe acest pământ. El dă și o răsplată. În pildele care le găsim în Scriptură, vedem că întotdeauna slujirea lui Hristos sau slujirea lui Dumnezeu aduce o răsplată cu sine. Este un rezultat am putea spune natural, pentru că în pilda vierului în care sunt chemați oamenii la lucru, li se dă o răsplată. Cei care au primit banul sau, sau talentul, ei trebuie să lucreze cu el, să-l înmuțească și atunci ei primesc o răsplată. Cei care sunt chemați, slujitorii lui Dumnezeu să meargă să cheme la nuntă pe cei la... Pe o care sunt invitați și cei care renunță și atunci merg la garduri și la drumuri, dar până la urmă ei ajung să îi adune ca nunta să fie plină de nuntași. Este în orice lucrare care Dumnezeu o dă, există o consecință, există o răsplată. De aceea El spune foarte clar, veți mânca din pomul vieții. Acest pom a fost dat la o parte, adică a fost ocrotit când Adam și Eva au păcătuit și acum ei primesc din nou acces la el, pentru că au fost credincioși. Iar ceilalți care nu se păcăiesc de acolo unde sunt, vor fi dați afară. Deci Efes este o biserică care lucrează, care primește multă laudă, adică aș putea să zic chiar laudă, ci o evaluare corectă a ostenelii, a conlucrării cu Duhul Sfânt. Dar ea scade, așa cum am făcut aici această linie, în scădere, e o pierde prima dragoste. Mergem mai departe, versetul 8, din Apocalipsa 2, îngerul bisericii din Smirna scriei, iată zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat, știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și va jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagoga a satanei. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de zece zile. fi credincios până la moarte și îți voi da cu una vieții. Cine are urechi să asculte ce zice Biserica Duhului, cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Iată, Isus se reprezintă bisericii din Smirna, care este o biserică prigonită, o biserică de martiri. Dar această biserică rămâne credincioasă, ea merge înainte, ei nu îi se dă nici o chemare la pocăință, ei nu îi se dă nici o, o evaluare greșită, îi se spune doar fi credincios până la moarte și să vă da una vieții. Această biserică a fost prigonită 10 ani, de acelea sunt cele 10 zile din anul 303 până în 313 și ea și-a făcut datoria. Cu fiecare picătură de sânge care a fost vărsată, veneau noi credincioși. Nici unul n-a murit ca martir. Când Pavel care este încă în prima biserică a fost dus să fie omorât, el, acolo, ceilalți, unii din cei care au asistat la uh, executarea lui s pocăit din acea priveliște, din acel mesaj. Dumnezeu nu îngăduie ca unul din noi să sufere dacă nu aduce rod. Și pentru Dumnezeu rodul este important, pentru că ce pierde un om dacă moare ca martir când pe el așteaptă cununa vieții? Pentru că aceasta nu este viață, Ceea ce trăim noi pe acest pământ nu este viața care Dumnezeu a făcut-o. E, e viața pierdută, suntem în moarte. Dar, chiar dacă intri în această prima moarte, a doua moarte nu va avea niciun, nicio, nicio putere asupra ta. Ea va fi aici, la judecata finală, toți cei care au, au rămas în această situație cu care s-au născut, toți cei care au rămas alipiți de rău și nu s-au pocăit, n-au dat la o parte eroarea din inima lor, vor secera ceea ce ei au, uh, ceea ce au pus în, uh, în pământ. Iată ce au sădit. Aceasta este smirna. O biserică care își face datoria până la moarte. Citeți la versetul 12. Îngerul bisericii din Pergam scriei, iată ce cel ce are sabia ascuțită cu două tâișuri. Știm că sabia aceasta este legea lui Dumnezeu. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnial satanei. Tu ai numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Deci era un loc în care Uh, cel rău s-a oprit deocamdată să ucidă în masă, dar tot încă este acolo acel venind de distrugere și când martorul Antipa a fost omorât acolo, ei au rămas credincioși. Dar, zice, am ceva împotriva ta, tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilului Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idelor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și vă voi, mă voi război cu ei cu sabia gurimele. Iată, este legea lui Dumnezeu care condamnă sau mântuie. Cine are urechi să asculte ce zice Bisericul Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mâna din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Iată, aceasta este Pergamon, biserica care decade încet pentru că acum Constantin a dat libertatea religiilor și astfel strategia celui rău se schimbă ca să poată să, să împiedice lucrarea. El acum introduce păgânismul în biserică. Balam n-a făcut nimic altceva decât să-i dea lui Balac ideea, dacă el va duce poporul Israel prin curvie la cădere, atunci Dumnezeu nu îi va mai ocrotii ei vor pierde ocrotirea lui și atunci el va putea năvăli peste ei și să-i să doboare. Balam, un fost profet al lui Dumnezeu, a devenit o unealtă în mâna celui rău pentru că avea el o slăbiciune care n-a dat-o la o parte în timp potrivit și acea uh, slăbiciune l-a cucerit și anume avaria, vroia darul pentru o, o răsplata unei, unei lucrări nesfinte. Așa numește Biblia ce a făcut Balam. Iar Nicolaiții erau niște oameni care uh, mistificau uh, ceea ce a fost jertfit idolor carnea ca să o poată o facă curată, să, po poa să o poată mănânce toți. Iată, sunt, Elemente sunt tablouri prin care se arată amestecul între curat și necurat, amestecul între o învățătură corectă și necorectă, și astfel evident că Biserica nu își poate împlini scopul ei așa cum Dumnezeu a vrut. Însă, și în acea perioadă ca în, și în perioada Vechiului Testament, când Israel căzuse, Dumnezeu mereu și-a păstrat o rămășiță. Mereu a avut câțiva credincioși care au dus flacăra mai departe. Evident că nu au putut să ilumineze lumea cum Dumnezeu ar fi dorit, dar ei au dus flacăra mai departe. Și așa ajungem la patra biserică, la Tiatira. Și citesc din versetul 18. Îngerul bisericii din Teatira scriei, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care are urechi ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă că sunt mai multe decât cele din tui. Iată, aici începe foarte bine, asemănător acelei descrieri a bisericii din Efes. Știu fapte tale, dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice, care se zice prorociță, să învețe și să măgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idelor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi din faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă tuturor celorlalți din Tidatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi o altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrurile mele, îi voi da stăpânire peste neamor. Le voi va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu. Și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte, ce zice bisericilor, Duhul. Teatira este o biserică care cade mai adânc. Sunt câțiva din ea cărora li se dă un, o bună, cum să zic, evaluare, dar ei sunt și merg mai departe în acea direcție de cădere. Intră într-o și mai adâncă problemă cu învățăturile false a lui Izabela. Izabela a fost aceea care a fost soția lui Ahab. Ahab, împăratul lui Israel, s-a căsătorit cu o păgână. Și acest lucru s-a întâmplat în creștinism și s-a dus tot mai mult în jos această idolatrie și ea, evident, a făcut tot felul de, de locuri unde preoții ei, al lui bal serveau și duceau poporul la cădere. Și același tablou Dumnezeul ia, pentru că este un tablou cunoscut din Vechiul Testament și la aduce și spune: Uite, voi asta faceți. Această femeie e prorociță, vă duce în eroare și voi nu faceți lucrarea la care ați fost chemați. Pentru că nu există un amestec între învățături greșite și între învățături false. Mergem mai departe la. Perioada Sardis, versetul 1 din capitolul 3. Îngerul Bisericii din Sardis scrie: Iată ce zice Cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veiază și întărește-te ce, ce rămâne, care va e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale de sfârșit înaintea Dumnezeului meu. Aduți aminte, dar, cum ai primit și ai auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu vegezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele, ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din Cartea Vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerilor Lui. Cine ar reți să asculte ce zice Bisericilor Duhul? Sardis este o biserică care este așa zis în viață și totuși este moartă. Da, este totuși un timp în care apare reformațiunea în care totuși începe un pic lumina să răsară din nou. Și Dumnezeu îi caută, Iisus îi cheamă la pocăință și îi cheamă ca să facă faptele care nu sunt fapte moarte. Mergem la Biserica Filadelfia, Îngerul bisericii din Filadelfia scrie iată zice cel, ce, cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai primit putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în Sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină, să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii Pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia conona. Pe cei ce va birui, îi voi face un stâlp în Duh, în Templul Dumnezeului meu, și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, Nou Iosalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine au reți să asculte ce zice bisericilor, Duhul. Biserica Philadelphia, ca și biserica din Smirna, sunt biserici care nu primesc nici o, adică nu le, nu găsește ceva, așa zis, rău în ele. Nu trebuie să-i mustre cu nimic, ci doar le spune să țină tare. Este perioada 1833 până 1844 când au început redeșteptările, și renașterea spirituală, în mod special acea perioadă din 1840 1844, când s-a vestit prin mileriți și prin alții apropiata venire a lui Hristos. Da, detaliile sunt descrise acolo, însă datorită timpului noi nu putem să privim decât într-o privire de ansamblu lucrurile. Filadelfia este biserica care este, cum să zic, o, o biserică care Dumnezeu zice: Nu voi aduce ceasul încercării peste întreaga lume în timpul tău, ci de-abia după aceea, pentru că tu ai fost credincioasă. Ei au trecut prin acea mare, să zicem așa, de. Crezând că Iisus Hristos va veni în anul 1843-1844 și n-au venit, dar până când au ajuns acolo, ei au studiat și Dumnezeu i-a binecuvântat. A fost o revăsare mare a Duhului Sfânt și mare și mulți oameni au fost readuși la Dumnezeu. Evident și mulți s-au separat din cei care nu erau din... Uh, cei care erau chemați a lui Dumnezeu. Haideți să trecem la ultima biserică, la timpul în care noi ne găsim. De la versetul 14, capitolul 3 din Apocalips. Îngerul bisericii de la Liceea scrie iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat și m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Desfățuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te bogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă golici, rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi sau alifie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc, fi prin dar și pocăiește-te." Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are orechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Iată ce descriere. La Odisea este ultima biserică ea este în cea mai mare auto înșelăciune. Aici nu este vorba nici de Balam și de Nicolait sau de profeta fals Isabela. Aici e pur și simplu acel amestec între bine și rău care nici măcar nu se sesizează că este un amestec între bine și rău. Pentru că este impresia că sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Suntem în acea perioadă a timpului când fiecare om și creștinii cred că ei au înțeles totul și ei vor merge bine până la capăt. Și ei nu înțeleg că sunt nenorociți, sticăloși, săraci, orbi și goi. Cum să poată Dumnezeu cu așa o biserică să încheie lucrarea? cum să fie această biserică, să devină lumina lumii. E clar că a unei biserici care este plină de îndreptățire de sine, căruia nu-i poți spune, vezi că ai o greșeală în viața ta, nu-i poți spune această ceva, dacă astăzi stârnești cumva omului și îi spui, uite dragă, ai o problemă în inima ta nerezolvată, de aceea te-ai îmbolnăvit sau eu ce știu ce, omul se se și vine zice, păi mie îmi spui, eu sunt de câți ani botezant, de câți ani merg la biserică, pe mine mă așteaptă cu luna vieții, ce vrei tu să-mi spui, eu sunt atacat de satana, eu și eu și eu. Dacă Dumnezeu nu va pune mâna pe acei, și zice, pe cei care -i iubesc, voi pune mâna. Îi voi lua după Evrei 12, în școala mea, în școala suferinței. Nu neapărat în școala suferinței, a prigonirii, pentru că poți prigoni doar pe cineva în care e sfânt. Ci în acea școală în care omul trebuie să piardă ceva din viață, în care trebuie să-i se ardă casa, sau eu știu ce să-i vină, să, să se întâmple ceva, ca Dumnezeu să-ți ia idolii de care ești legat, pentru ca să îți dai seama că ceva în inima ta este, este, stricat. Sunt necazurile vieții care Dumnezeu le face în mod expre, pentru că îți zice, te iubesc, de aceea te mustru și pedepsesc, pentru că tu, prin cuvinte, nu o să asculți, pentru că tu știi tot. Dacă nu ai să simți pe propriul tău trup și în problemele în care intri, dacă nu-ți vezi starea, nimeni nu te poate scoate de acolo ca să mergi să cumperi aur, credință, încredere de plină în Dumnezeu, în mijlocul furtunii. Isus le are prezente că vom trece prin furtună. Haine albe, da, această biserică va trebui să încheie lucrarea și să aibă haine albe îmbrăcate. Și ei vor avea alifie pentru ochi, pentru că vor vedea lucrurile cum sunt, își vor vedea propria stare și vor striga din răsputeri pentru mântuire. Dar la odiceea este o rămășiță care și prin care, după ce Dumnezeu va aduce cernerea în acel ceas al încercării care va veni peste întregul pământ, va fi o rămășiță și cu această rămășiță El va încheia lucrarea, adică va duce la sfârșit lucrarea pe care el și-a dorit-o, pe care el a vrut să o pună în funcțiune, da, nu vor fi mulți, nu vor fi gloate întregi, dar vor fi destui. Ce 144 de mii sunt destui pentru ca să umple întreaga lume de slava lui Dumnezeu. Aici sunt cei care îl iau pe Hristos, care deschid ușa, nu ca să vină Hristos la să facă el ordine cum unii cred, ci nu, intră într-o conlucrare. Pentru că de aceea Isus este în sala sa de lucru, în biroul lui și noi suntem aici lucrătorii și el ne cheamă la lucru, și zice, hai să ne unim forțele. Nu-i vorba că cel care cinează împreună e vorba de, de o cină cum facem noi sărbările. Nu asta e vorba de cină. Cina acolo care este este să mâncăm din pâinea care ne va da putere să vestim Evanghelia, să încheiem lucrarea. Aceasta e cinarea împreună. Nu credeți că este ceva de sărbătoare. Noi avem nevoie de o putere, de aceea El ne aduce puterea, ne aduce darurile cele trei, ne aduce pâinea și dacă cinăm cu El, dacă lucrăm cu El, vom încheia lucrarea cu Brio. Toți cei care vor birui, vor, așeza, vor fi așezați pe scaunele domniei așa cum și El a biruit. Iată în această perioadă de aproape 2000 de ani, Biserica lui Dumnezeu trece prin dificultăți, în toate aceste dificultăți, Hristos are un remediu pentru ei. Sunt două biserici care merg bine, dar adică două perioade de timp, să zic așa, în care biserica, într-adevăr, este uh, urmată și sunt, adică urmează pe Hristos. În celelalte trebuie să fie, uh, cum să zic, sunt și lucruri bune și lucrurile, dar există o singură biserică și aceea, din urmă, ea nu are nici un lucru bun în ea. Când ea astăzi însă crede că ea este cea mai bună biserică. Nu este croasnic ce, în ce situație suntem noi astăzi? Astăzi toți cred că iau adevărul, toți cred și sunt convinși, indiferent de denominațiune în care sunt, ei nu văd că ei au o nevoie. E biserica la care Hristos nu găsește nimic bun. Ce cumplit. Și totuși, cu acești ultimi, cu aceștia care îi va pune el mâna pe ei și îi zice, eu iubesc și musul și pedepsesc. Pe cu aceștia, el va face acea lucrare de încheiere. Cu ei, el va merge și va duce uh, la îndeplinire scopului pentru care a chemat pe cei 12 apostoli. Vrei să fii și tu părtaș între ei? Vrei să fii și tu chemat? Sau vrei să stai în propria ta neprihănire, care crezi tu că totul e în ordine? Slavă Domnului! că eu sunt în încercări tot timpul. Slavă Domnului că tot timpul am probleme într trupul meu, pentru că Dumnezeu mă iubește. Și nu mă iubește pentru mine, ci mă iubește ca să devin un serv cât se poate de bun, cât se poate de perfect, un serv îmbrăcat cu haina neprienirii, un serv care are o credință, care poate să meargă prin încercare și un serf care are ochii deschiși și se cunoaște pe sine și nu se abate nici la stânga, nici la dreapta. Aici ești chemat și tu la această lucrare de sfârșit. Cernerea va veni, Dumnezeu va da la o parte grâul de, de ceaf, deci acel lucru care va fi aruncat în în foc. El va separa grâul de neghină, va separa pe cel sfânt de cel nesfânt și va rămâne în biserica lui o rămășiță. Acea rămășiță pe care am desenat-o aici este curată în interior și în afară. Ea nu are nicio amestecătură între Izabela și Balam și Nicolaiți. Ea nu este rece sau încălzită. Adică nu este căldicel, ea este cald, ea are tot ce este nevoie. Și Hristos, într-un timp scurt, El își va încheia lucrarea cu servii lui credincioși. Eu vreau să fiu, să fac parte din ei. Și cred că și tu vrei, și Dumnezeu să ne ajute în dedicarea noastră să ajungem la țintă. Amin.